De data asta avem un invitat din cealaltă parte, ca să zic așa. Am mai avut invitați din Statele Unite care trebuiau săracii să se scoale la ore imposibile pentru a participa la emisiunea noastră. Le suntem recunoscători că s-au sculat cu noaptea în cap și Aurelian Crăiuțu și Matei Schwarz s-au sculat fiecare la ora 5. Ei bine, invitatul nostru de astăzi n-a avut problema asta, însă la el e seară, așa că îi spun bună seara, domnule profesor Deleanu, bună seara, dragă Dorin. Invitatul nostru locuiește la Tokyo și nu numai că locuiește la Tokyo, dar ilustrează un destin cu totul exotic de români. Adevăr că e plină lumea de români cu destine surprinzătoare. Găsești în toate colțurile pământului câte un român care face ceva extraordinar. Ei bine, este cazul lui Florin Deleanu, care este profesor la Tokyo, este specialist în studii budiste și predă într-un institut, un colegiu post-universitar, post-graduate în engleză, de studii budiste. Da? Și vreau să ne spun în primul rând cum a ajuns în această postură admirabilă pentru noi și pentru ascultătorii noștri, care a fost parcursul lui, cum de a ajuns tocmai în Japonia și cum de a ajuns să trăiască de atâta vreme în Japonia, pentru că e vorba de o carieră întreagă, de o viață întreagă construită la celălalt capăt al pământului. Bună seara, vă mulțumesc foarte mult că m-ați invitat. Este o onoare foarte mare și îmi face mare plăcere să fiu cu dumneavoastră. Deci, cum am început? Cred că totul se trage de la faptul că am fost un copil gras. Am fost plinuți, cam prea plinuți și la începutul liceului am început să fiu interesat în artele marțiale. Am vrut să fiu și eu puțin mai puternic, mai atletic. Aceasta m-a dus la descoperirea artelor marțiale, în special karate, care în anii 1975-76 era într-o zonă foarte gri. Nu se știa dacă se poate face sau nu se face. Informațiile erau extrem de scăzute. Exista în limba română o singură carte și ceea ce m-a făcut să încerc să caut cât mai multe date, informații, nu numai despre tehnici, ci și despre aspectele culturale, ceea ce se află în spatele acestor tehnici. Mai ales că artele marțiale se prezintă totdeauna ca fiind și niște discipline spirituale. Ceea ce pentru un adolescent dolofan este foarte confortabil, foarte convenient, deoarece înseamnă că nu trebuie să faci prea multe flotări și că, într-un fel, latura asta spirituală te va ajuta mai mult decât cea fizică. Mi s-a potrivit foarte mult, ceea ce a făcut de fapt ca niciodată să nu mă pricep deloc la arte marțiale, să nu ating niciun nivel decât de un nivel de mic amator, dar această dorință de a descoperi latura spirituală m-a dus la întâlnirea cu cultura japoneză în primul rând, apoi nu în mod direct, ci indirect, la cultura indiană și în cele din urmă la cultura chineză. Am trăit ca mulți intelectuali români sub razele soarelui lui Mircea Eliade și am crezut că voi putea face într-un fel așa să studiez orientalistica, nu numai axându-mă pe o singură latură, ci abordând diferite aspecte, diferite metodologii. La acea vreme, deci la sfârșitul anilor 70, cea mai
sigură metodă, cea mai sigură cale de a te apropia de, de Orient este să ar fi fost să alegi o limbă orientală la Universitatea din București. Deoarece pe vremea aceea japoneza sau hindi sau limbi legate mai direct de ceea ce mă interesau, ceea ce mă interesa, nu se predau ca specialități principale. Singura posibilitate a fost de a alege chineza. Chineza, dat fiind faptului că și la acea vreme erau relațiile dintre România și China erau foarte amicale, făcea ca să fie cea mai una dintre cele mai catedrele cu cel mai mare succes din cadrul Facultății de Limbi Orientale. Mă gândesc că, scuze-mă, Florin, mă gândesc că a fost foarte bine că n-a fost coreană. Uite, și Coreea de Nord ar fi fost. Da, da, ar fi fost foarte bine. Deci, în 1979 am intrat la, la facultate, la secția de chineză. Exact, iartă-mă, Teorie, este exact anul în care eu am intrat în clasa întâia. Da, deci, iar Răzvan nici măcar nu era născut pe atunci. Răzvan s-a născut în anul în care tu ai ajuns în China. Da, numie foarte bine. Deci, am fost foarte norocos să am niște profesori foarte buni care au fost, erau deschiși și la ideea de a, ca un student să se axeze nu numai pe limbă, dar mai ales pe partea culturală. Eu mi-am scris lucrarea de diplomă asupra filozofiei limbii în China antică. Începusem deja să învăț limba clasică, limba chineză contemporană și cea clasică fiind extrem de diferite, probabil mai diferit decât română, decât româna și latina. Este o mare diferență, deși chiar se numesc... Așa mare, chiar atât de mare diferența? E foarte mare, foarte mare. Sunt aceleași caractere în principiu, dar modul în care este concepută gramatica, vocabularul, sunt total diferite. Fără o pregătire solidă, nu poți să... Vorbitor chinez contemporan nu poate să citească textele clasice chineze. Deci despre ce gânditori era vorba când ți-ai scris lucrarea de diplomă despre filozofia limbajului? Ce gânditori? Am abordat toate marile curente în China antică și... Într-un fel sau altul, orice tradiție filozofică, toate tradițiile filozofice au fost interesate de probleme ale limbajului. De exemplu, confucianismul a fost interesat într-un limbaj normativ, deoarece Confucius face foarte clar că haosul din lume, pe vremea lui era deja, China intra într-o perioadă de frământare internă, deja se despărțise în câteva state și este exact începutul așa numitei perioade a statelor în război, statelor care se luptau între ele. Și această stare de mare destabilizare socială, Confucius o pune pe seama faptului că oamenii nu mai știu să respecte numele corecte. Da, e și o anecdotă cu Confucius care spune că cel mai util lucru este un dicționar. Este just această anecdotă, da? Că trebuie început cu dicționarul și cred că e foarte actual, pentru că și în zilele noastre vedem cum oamenii se ceartă îngrozitor pentru că, de fapt, nu se înțeleg asupra cuvintelor. Cred că, după câte știu așa numitele analecte ale lui Confucius sunt un text foarte mare și eu am o memorie foarte proastă, ceea ce mă obligă să mă uit tot timpul la textele scrise. Nu mi-aduc aminte întregul text. După câte știu eu, nu spune nimic de faptul că trebuie să începi
să ai un dicționar, dar spune ceva asemănător, este de fapt o teză confucianistă centrală, așa numită a rectificării numelor. Da. Și spune un lucru foarte ușor de adus, de reținut, chiar și pentru cineva cu memorie proastă. Pur și simplu, și aceasta într-un fel reflectă și natura limbii chineze clasice, care este monosilabică, monomorfemică, extrem de laconică, ceea ce face foarte ușor să înveți gramatică, pentru că în principiu nu e nicio gramatică, dar face extrem de greu să citești textele, deoarece nu știi precis care sunt relațiile gramatice dintre cuvintele înșirate. El spune, ca să mă întorc la rectificarea numelui, spune tatăl, tată, copil, copil, soție, soție, stăpânitor, stăpânitor, cel stăpânit, cel stăpânit. Ceea ce înseamnă că fiecare în poziția lui într-o societate feudală trebuie să se comporte potrivit unui cod moral stabilit de așa numiții împărații sacri și împărații înțelepți ai Chinei antice. Pentru Confucius erau o prezență reală, pentru noi sunt o prezență cel puțin jumate mitologică, dar acești așa numiți împărații sacri, împărații înțelepți ai Chinei, stabiliseră modul de comportament pentru fiecare categorie. Pentru Confucius, dacă fiecare și-ar face datoria în societate, potrivit modului în care a fost definit acest rol, societatea se va reîntoarce la pace și armonie perfectă. Trebuie să spun că, deși este într-adevăr foarte mult ajuns în folosul clasei stăpânitoare a aristocrației, în special a regelui, regele nu era o poziție de invidiat în China antică, cel puțin în privința lui Confucius. Regele, deci conducătorul, este primul care trebuie să se scoale din întregul regat, să-și îndeplinească datoriile rituale față de strămoși și întreaga zi să se ocupe de administrația țării într-un mod ireproșabil și fără niciun fel de egoism. Și numai după toți din întregul regat vor dormi, el se va putea odihni. Deci este o figură idealizată a unui conducător feudal. Deci, într-un fel, da, pentru Confucius, această rectificare a numelui, deci un dicționar, să spunem, etic, normativ, este o soluție fundamentală. Pe de altă parte, o filozofie ca taoismul este poziția total diferită, deoarece pentru Confucius idealul statului este un stat mic, un stat în care, așa cum spuneam înainte, conducătorul știe când toți din țara sa dorm sau se scoală. Deci este un stat foarte mic, un stat în care conducătorul de fapt administrează nu prin legi. Confucius de fapt disprețuiește, urăște legile, administrează numai prin exemplul propriu și ceremonii. Și încă ceva foarte interesant, prin muzică. E foarte interesant. Mi-aduce aminte de Platon, care spune lucruri asemănătoare. Da, deci este, pentru Confucius, idealul este un stat mic, un stat cu o administrație ușor manageabilă, cum am spune noi, cu ușor de a conduce, fără legi, în care toată lumea vede că, într-adevăr, conducătorul este moral, își îndeplinește datoriile și toți cei care îl văd știu să-i urmeze exemplul fără să li se spună ceva. Adică este cumva încarnarea legii. Este legea tine. Exact. Nu numai atât, dar conducătorul este axa
lumii, este axis mundi, care leagă pământul și cerul. Dacă conducătorul se urmează acest comportament ideal, cerul și pământul, deci natura, îl vor binecuvânta cu vreme bună, cu ploaie, într-un fel el reglează întreaga natură. Dacă nu, atunci vor fi dezastre. Ideea a rămas acum până și în China actuală. De exemplu, în 1976, cu câteva, cu jumate de an înainte de moartea lui Mao, a fost un cutremur devastator în China. Toți chinezii au început să spună că s-a schimbat ceva în axa lumii și, într-adevăr, a murit Mao. Mă rog, poți să duci aceste exemple să le exagerezi, să pui orice calamitate naturală pe seama conducătorilor. Dar, într-un fel, aceasta este figura idealizată a confucianismului. Taoismul, pe de altă parte, are idealul, să spunem, într-o societate rurală, preurbană, în care oamenii trăiesc în total armonie cu natura. N-au nevoie de nici de ritual, nici de ceremonie. Singurul lucru este a trăi precum te duce ziua. A-ți urma firea, calea, care de aici este numele în chineză, Tao, drumul. Interpretarea lui Lao Tzu, fondatorul semilegendar al acestei filosofii, face niște interpretări care sunt mai degrabă, să spunem, poetico-metafizice. Este nu numai natura așa cum o știm noi, ci un principiu care, într-un fel, este transcendent, este peste această lume, dar se manifestă tot timpul în lume și îi ordonează orice mișcare. Ceea ce este important este nu atât să urmezi un set de învățături etice pe care Lao Tzu le consideră într-un fel nenaturale, ci pur și simplu de a descoperi originea ființei tale și a ființei Universului și în acest fel, fără să mai faci niciun efort, deci tu vei trăi într-o armonie perfectă. Pentru el statul este într-un fel anarhist, deoarece statul nu are nicio importanță, este o invenție. Așa cum am spus, legile morale nu au nicio importanță. El spune ceva foarte interesant. Atunci când oamenii încep să vorbească despre omenie, înseamnă că omenia s-a pierdut. Înseamnă că adevărata omenie este ceva pe care o simți în inimă, nu trebuie să o conceptualizezi. Dacă începi să o definești și să spui trebuie să faci așa și așa, suntem într-o stare în care omenia s-a pierdut din lume. Da, mă întreb ce ai spus la OTS despre obligația de a face o pauză publicitară. Bun, sigur că pauză da. Publicitară și vreau să reluăm această comparație foarte interesantă între Confucius și Lao Tzu. Bine, sigur că da.
Am revenit în direct la Radio Gherila, la emisiunea Metope, împreună cu Florin Deleanu și Răzvan Ioan. Vorbeam înainte de pauza publicitară despre Confucius și Lao Tzu și diferențele dintre ei și vreau să întreb ceva. Spuneai că gândirea lui Confucius se referă în special la o societate mică, da? La un corp politic mic, așa cum de pildă era în Grecia polisul. Polisul grecesc e tot o entitate mică și pentru Aristotel, de pildă, talia conta foarte mult. Spunea Aristotel că o țară mare nu poate fi condusă decât cu o mână de fier, da? Într-un mod care nu este propriu unui polis. Da? Deci aici am putea vedea o asemănare. De asemenea, spunea Aristotel că într-o cetate e mai importantă prietenia decât dreptatea. Și eu cred că se referea la legi, da? La faptul că e mai importantă bunăvoința dintre cetățenii decât multiplicitatea de legi. Și aici cred că există evident o înrudire între Confucius și Aristotel. Însă am o întrebare. Ce se întâmplă cu moștenirea confucianistă atunci când China devine un imperiu? Dacă se unifică această imensă entitate politică și ce se întâmplă cu idealul, să zic așa, patriarhal al confucianismului? Cum este el adaptat la noile realități? În primul rând, vă mulțumesc mult pentru referirile la filozofia greacă. Este foarte, foarte interesant și sunt, cred, multe paralele. În ceea ce îl privește pe Confucius, nu spune într-un mod expres că statul trebuie să fie mic, dar, în esență, modul în care vede, se gândește la conducător, nu s-ar putea aplica decât la un stat, ca un stat polis, ca un stat grecesc. În principiu, pentru el, când vorbea despre lume, el vorbește nu atât despre o țară, cât despre ceea ce în chineză se spune sub cer, totul ce este sub cer. Totul ce este sub cer are însă o conotație sinocentrică, deoarece este aria de bază a civilizației chineze de-a lungul fluviului Galben și fluviului Yangtze. Deci, pentru asta este zona pe care Confucius o are în minte când vorbește despre această instaurare a unei armonii prin rectificarea numelui și a fiecărei persoane să-și urmeze datoriile stipulate de împărații înțelepți ai antichității. În mod practic, gândindu-mă, nu poți, într-o țară așa de mare, nimeni nu știe cum trăiește împăratul, regele. Mai ales că ritualele chineze nu îți dau voie să te întâlnești în mod direct cu împăratul. Confucius probabil că era un visător, se gândea la vremurile în care împăratul mergea în jurul orașului, le întreba pe nenea lui câte oi mai are, ce mai face. Dacă merge așa ca într-un stat mic, cred că modelul confucianist ar putea funcționa. Așa cum bine ai precizat, ce se întâmplă când China devine, era deja o țară foarte mare, un imperiu fărâmițat, dar un imperiu. Ceea ce se întâmplă este că în secolul al III-lea, un împărat care este a devenit extrem de, are o notorietate extrem de rea în istoria chineză, este primul împărat al Chinei Unificate, Qin Shi Huangdi, a adoptat o filozofie diferită de Confucius. Este așa numită filozofie legalistă, în care el
spune că, de fapt, filosofii care spun, filozoful principal al acestei mișcări s-a numit Han Feize, îi spune că confucianiștii sunt proști, pur și simplu. Se gândesc și are o anecdotă. Un țăran s-a uitat, un țăran care era pe câmp, a văzut cum un iepure care fugea disperat pe câmp, probabil urmărit de un alt animal, s-a lovit cu capul într-un copac și a murit pe loc. Și țăranul a luat iepurile acasă, l-a mâncat. Și de-a doua zi a început să stea numai la acel copac, să aștepte alt iepure ca să vină acolo să moară. Han Feize, acest filozof legalist, spune, la fel sunt și confucianiștii. Faptul că această societate a mers cândva în antichitate nu asigură nimic. Ceea ce este important este legea. Legea aspră, feudală, totalitară, în care așa numita rectificare confucianistă devine de fapt o legalizare a numelor. Nu este faptul că ai trebuit în mod etic să te comporți, te comporți așa sau îți stai capul. Îmi dai voie să fac încă o paralelă cu filozofia occidentală? Mă gândesc la Thomas Hobbes, care scrie Auctoritas non veritas facit legem. Da? Autoritatea, nu adevărul, face legea. Da? Legea e lege și nu trebuie să țină cont de considerații despre adevăr. Da? Și că mi se pare cam asta și opoziția dintre confucianism și legalism, acest Han Feize. Sigur, Hobbes are o noțiune statală și o noțiune de libertate pe care unii o numesc gotică, adică barbară, spre deosebire de republicani, greci, romani, care erau asemeni confucianiștilor. Sigur că da, foarte interesant. Cred că este paralela este foarte bună. Deci, această filozofie legalistă ajunge... În mâna unui filozof era mult mai rafinată, dar trecând pe mâna politicienilor devine practic o formă de ceea ce am numit noi astăzi un tip de fascism. Și acest împărat, primul împărat al dinastiei Qin, se numește Qin Shi Huangdin chineză, a aplicat legalismul într-un mod strict, totalitar. De exemplu, pentru el, de fapt asta spune și Han Feize, că sunt cei cinci viermi care mănâncă miezul țării. Și unul dintre acești viermi sunt cărturarii, în special cărturarii confucianiști. Și ceea ce a făcut care sunt ceilalți viermi? Vreau să știu cine ne sunt colegii. Care sunt ceilalți patru viermi? Nu mi-aduc aminte de toți. Știu că mai spune, de exemplu, că un alt vierme sunt așa numitul Xia. Xia este un concept foarte interesant. Este ca un fel al luptătorului pentru dreptate, un fel de asasin plătiți care mergeau dintr-un stat în altul. Erau într-un fel, să spunem, cum ar fi ninja. În tradiția, mai ales în imaginea publică, ninja. Erau pregătiți pentru o sumă de bani să omoare pe oricine. Multe dintre aceste conflicte s-au terminat, de fapt, datorită faptului că partea câștigătoare a avut foarte bune asasini. Deci și acești asasini care sunt... Asasinii și intelectualii... La fel, de fapt. Viermii persecutați de împăratul fondator al dinastiei Qin. Da? Deci, ceea ce a făcut, astea sunt surse confucianiste, deci nu știm precis dacă într-adevăr împăratul Qin a făcut așa ceva, deși a fost un ticălos pe scară mare, nu știm dacă a fost chiar așa brutal, dar documentele ulterioare spun că a adunat pe toți cărturarii, le-a dat foc la toate cărțile și pe cărturari i-a îngropat de vii. Toader, ce ne așteaptă dacă nu avem grijă? Da, bun.
El a reușit în timp, în 20 de ani, să unifice un teritoriu cam la fel de mare cât Europa. Datorită acestei metode extrem de brutale, fără niciun fel de compromisuri, a fost și un strateg extraordinar, genial, dar imperiul de la această vreme, de fapt, începe China imperială. Imperiul pe care el l-a fondat, a fost, dinastia sa a fost foarte scurtă. În timpul vieții lui nimeni nu a încercat să, nu a reușit să se împotrivească. Imediat după ce a murit, fiul lui, succesorul, a fost asasinat. A urmat o nouă perioadă de haos intern și următoarea dinastie, dinastia Han, a preluat frânele puterii și a dat seama că metoda asta totalitară nu aduce nimic, nu este profitabilă pentru nimeni, nici pentru ei, nici pentru casa dinastică. A relaxat puțin legile și a declarat confucianismul ca religie de stat. Ceea ce, de fapt, confucianismul a fost religie de stat până în 1911, la sfârșitul Imperiului Chinez. Însă ceea ce s-a întâmplat este că idealul a fost confucianist, iar administrația a fost legalistă. Deci a moștenit acest sistem pe care l-a fundat acest împărat, primul împărat al dinastiei Qin, l-a mai relaxat, dar în esență este o administrație bazată pe legi, legi aspre, legi bine scrise, dar idealizată ca într-un fel o întrupare a confucianismului. Bun, și asta au făcut. Așa cum și creștinismul devenind religie de stat, evident că ridică o serie de probleme. Cât mai este de fidel învățăturilor originare? Da? E o problemă similară, dacă înțeleg eu. Aș vrea să te rog, Florin, dacă poți să ne povestești, după studiile despre China, despre limba chineză, clasică, modernă, ai ajuns în China, nu? Ai studiat acolo. Și ai... Da. Și dus ai fost, după care, bun, în China, după care în Japonia. Bun, deci am să mă întrerup. Aici numai un singur minut am să mai iau, căci începusem de la filozofia limbajului. În timp ce Confucius propune această teza rectificării numelor, taoismul are așa numita doctrină a nenumitului, a non-numelui. Deoarece așa începe versiunea actuală a clasicului taoist, Tao Te Ching se numește, care începe cu cuvintele Tao care se poate numi nu este adevărat Tao. Numele care se poate numi nu este adevăratul nume. Deci pentru el... este la polul opus de confucianism, rectificarea, numele precise cu o arie semantică foarte bine definită, suntem la polul opus într-un fel de o mistică a nenumitului. Am să termin această paranteză și mă întorc la problema cum din China am ajuns în Japonia. La un an după ce am absolvit facultatea, am avut șansa să merg la un curs de vară în China. În timpul facultății nu am putut face așa ceva. Și la o facultate din Pekin, unde veniseră pentru același curs, venise un grup de japonezi. Și printre ei se afla o fată de care m-am îndrăgostit și care este actuala soție. De aproape 35 de ani. Deci, ne-am căsătorit, era foarte dificil pe vremea socialismului, totuși mi s-a dat permisiunea, mi s-a dat aprobarea
Și în 1986 am venit în Japonia. Ajungând în Japonia, mi-am spus că este că pot să-mi urmez visul de a studia filozofia orientală propriu-zisă. Și următorul an, din 1986, am intrat la cursul post-universitar de masterat și apoi cursul de doctorat la o universitate din Tokyo, Universitatea Waseda. Am început, prima temă de studiu a fost tot legată de China, dar într-un fel și faptul și, să spunem, această fascinație de origine Mircea Eliade pentru India și faptului că profesorul care mi-a fost supraveghetor de teză la Universitatea Waseda era specializat și în budism, încet, încet m-am deplasat către studiul indianisticei și studiul budismului. Și asta a însemnat un pas înapoi în timp, să spunem, cronologic, nu? Pentru că a fost un pas înapoi în timp. De fapt, ideea principală a mea a fost de a studia budismul zen chinezesc. În chineză se spune budismul Chan. Și am făcut o greșeală elementară, aș spune acum, pentru că am avut naivitatea de a crede că pot să studiez scurt, așa era primul meu plan, de a studia într-un mod preliminariu așa numita istoria proto-zen, ce se întâmplase în China. Am crezut că este foarte ușor. A fost așa de greu încât încă mă aflu la acest stadiu. Ceea ce se întâmplă este că budismul zen, Chan în chineză, care tradiția începe prin secolul al VI-lea, de fapt ajunge, vor mai trebui încă un secol, un secol jumate până va deveni o tradiție bine stabilită, dar înainte de secolul al VI-lea, deja exista o tradiție budistă în China. Budismul intră în China probabil în jurul începutului erei noastre. Primul traducător cunoscut de scripturi, de texte budiste în chineză, este un călugăr de origine partă, din Partia. Budismul ajunsese și în zonele de est din Partia, deși nu a devenit o religie dominantă în imperiu, în Partia, părțile de est au fost sub influența budismului pentru câteva secole. Și primul traducător îl cheamă în penumele său chinez An Shi Kao, a fost activ între 140 și 868 era noastră. Este prima dată sigură că budismul, textele budiste sunt traduse în chineză. Deci, deja exista o tradiție foarte lungă. După acest primă încercare de a traduce în limba chineză, au fost sute de alți călugări foarte învățați. Unii dintre ei au învățat chiar chineza foarte bine. Mulți dintre ei lucrau de obicei în ceea ce am spune noi comitete de traducere, în care călugărul, de exemplu, indian, recita un text sacru în limba sanscrită sau o altă limbă indiană, era ajutat de un traducător, fie chinez, fie tot indian care știa chineză, care punea într-un mod aproximativ ceea ce a spus maestrul. După aceasta, aceasta era preluată și editată de un grup de editori, așa numiți
cei însărcinați de a primi cu pensula, de a primi învățătura cu pensula. Și aceasta era dată la un alt grup de indivizi care erau experți în istoria, de exemplu, în istoria limbii chineze. Care sunt cele mai bune semne chineze pentru a traduce acest concept? Deci trecea prin multe, multe mâini până a deveni un text bine stabilit în limba chineză. Unii dintre acești traducători care au învățat chiar și ei chineza și puteau să vorbească, să predice în limba chineză, să predice, să scrie în limba chineză. Una dintre marile unul dintre cele mai mari interese ale chinezilor din primele secole, de fapt, ca să vedem o comparație cu budismul din Occident, noi de obicei ne gândim la budism, ne gândim la meditație. Ceea ce este într-un fel o simplificare și nimeni de obicei în Orient nu se gândește să simplifice așa ceva. Nu trebuie să faci meditație ca să fii, nu trebuie să faci deloc meditație ca să fii budist. Marea majoritate a budiților nu din Orient nu meditează deloc. Asta este de obicei un mod de accentuare de tip occidental. Dar unele dintre, de exemplu, de la primele încercări de a cunoaște budismul, interesul a fost foarte mare în a învăța meditația. La fel a fost și pentru chinezii din primele secole de la transmiterea budismului. Și ceea ce a dus la crearea unei literaturi de așa numite manuale de meditație. Studiind aceste manuale de meditație, mi-am dat seama că fără a știi care este baza indiană a surselor indiene, nu voi înțelege bine despre ce este vorba. Și astfel am ajuns la din ce în ce mai mult la indianistică, de unde nu am mai reușit să mă reîntorc în China, în fapt. Am rămas acolo. Trebuie spus pentru ascultătorii noștri că asta a însemnat o muncă filozofică, istorică, dar și lingvistică. Impresionantă, pentru că oricine se uită pe CV-ul tău vede la limba bună, în afară de chineză modernă și clasică, evident, sanscrită, vedică, budistă, după aceea pali, tibetană, japoneză, evident, și gandari. Nici nu știu ce limba asta. Ce limba e? E atât de multe limbi că nici măcar nu știu unde a apărut. Numele nu le cunoaștem, da. Este o limbă care vine din regiunea Gandhara, care se pronunță acum Kandahar. Această regiune a Kandaharului, care este acum mai asociată cu orientare religioasă total diferită, era acum 2000 de ani o frontieră a civilizației indiene. Nordul Pakistanului și partea de sud a Afganistanului erau de fapt zone, dacă nu total indiene, indianizate. Erau zone foarte cosmopolitane, diferite popoare, diferite etnii, dar budismul era o prezență foarte puternică. Limba aceasta vorbită în regiunea aceasta se numește Gandhari. Deci de la Gandhara, oamenii care vorbesc din Gandhari. De ce este importantă? Deoarece textele budiste clasice, textele canonice, nu au fost scrise dintr-un bun început în sanscrită. Spre deosebire de Veda sau câteva alte textele vedice, Upanishadele, care au fost scrise în sanscrită, dintr-un bun început, Buddha a predicat numai în limba înțelesă de cei de popor. Limba sanscrită vedică era deja
pe vremea lui Buddha, care acum sunt diferite date, diferite teorii privitoare la, la datele lui Buddha, dar mulți dintre cercetătorii actuali sunt de părere că ar fi fost activ în jurul anului 400 înaintea erei noastre. La acea vreme, limba vedică și sanscrita clasică erau foarte greu de înțeles pentru oamenii de rând. Probabil ar fi fost, este o aproximație foarte mare, dar foarte, nu știu dacă o pot duce până la aceste limite, dar părerea mea este că limbile de pe vremea aceea, de pe vremea lui Buddha, ar fi fost cum ar fi fost italiana medievală față de latină. Deși poate înțelegeau câteva cuvinte, înțelegeau omul obișnuit, înțelegea unele sintagme, ar fi fost practic imposibil să înțeleagă totul dacă era, ar fi fost predicat numai în latină. Deci erau limbi, deja limbile care se numesc, spre deosebire de sanscrită, care înseamnă limba desăvârșită, limba făcută în mod perfect, limbile naturale se numesc prakrite, care au pornit de la sine însăși. Deci, primele texte budiste n-au fost scrise în sanscrită. Au fost scrise în diferite limbi locale. Și odată cu activitatea misionarilor budiști în întregul, cel puțin în partea de nord a subcontinentului indian, au fost scrise în diferite limbi. S-au traduse din limba lui Buddha, care a fost o limbă, se numește o ariană, de indo-ariană de est. Unele dintre aceste texte au fost traduse în variantele dialectale din vest sau nord, ca la Gandhari. Deci această limbă Gandhari au reprezentat de fapt una dintre aceste dialecte populare. Să facem o scurtă pauză publicitară ca să reluăm aceste importante discuții după aceea, că mai am niște întrebări. Sigur că da.
Am revenit în direct în emisiunea Metope împreună cu Florin Deleanu și Răzvan Ioan. Vorbeam înainte de pauză despre sanscrită, care înseamnă limba perfectă, și apoi limbile populare, să spunem. Și Florin Deleanu ne spunea că Buddha predica, să zicem, în aceste limbi, să le zicem, vernaculare, dacă am înțeles eu bine. Vorbea exact pe limba poporului. Exact. Și aș vrea să știm, să aflăm mai multe despre Buddha. Ce anume se știe exact despre el, ce anume rămâne învăluit în mister. Este o problemă pe care o avem, de pildă, și cu figuri de înțelepți din spațiul european, nu știu, cum ar fi Pitagora, da? Cât este adevăr, cât este legendă în jurul unui asemenea înțelept. Sau cu Iisus. Și acolo avem o problemă lui Iisus istoric, spre deosebire de Iisus din sursele literare. Mi se pare o problemă asemănătoare. Este într-adevăr o problemă foarte dificilă și o problemă foarte discutabilă. Probabil fiecare cercetător budist care ar fi întrebat așa ceva va da un răspuns total diferit. Exagerez puțin, nu total diferit, dar sunt în esență două școli de gândire. Una care spune că tot ceea ce există în așa numitul canon în limba Pali este atribuibil într-un fel sau altul, dar toate învățăturile se duc la Buddha. Cealaltă școală, aș spune istorico-filologică, filologico-istorică, încearcă să descopere diferite straturi istorice în acest canon, în primul canonul timpuriu, și consideră că numai o mică parte ar putea, de fapt, o mică parte vin din timpul lui Buddha. Deși nu este exclus că multe dintre învățăturile lui, deși nu au fost codificate ca scripturi, s-ar fi putut transmite în generațiile următoare. Pe cale orală. Pe cale orală. Canonul budist devine, de fapt, este scris prima dată, și asta știm dintr-o cronică ceiloneză din Sri Lanka, între anii în secolul, la sfârșitul secolului I, înaintea erei noastre, a fost o mare foamete în Sri Lanka. Și mulți dintre călugării budiști s-au refugiat pe continentul indian, iar apoi când s-au întors în Sri Lanka, s-a pus problema ce s-ar întâmpla dacă toți am muri. Cine ar mai știe cine ar mai transmite scriile sacre? Aceasta a fost prima dată când scrierile budiste au fost scrise, și de fapt au fost scrise, așa spune tradiția, în piatră. Deci, până în primele 4 secole a fost o învățătură orală. Ceea ce știm despre Buddha, deci ca să mă întorc cât de bine ce știm, eu personal fac parte din școala ăștia care sunt mai cu gândiri mai dificile de istorico-filologici, care încearcă să găsească straturi istorice în canonul Pali, acest Pali. Limba Pali este o limbă prakrit, o limbă vernaculară, dar este, în esență, o limbă artificială, o limbă care are un fel de mozaic bazat în primul rând pe limbile din vestul Indiei, care a fost codificată și care s-a transmis, această limbă s-a transmis, de fapt, în Sri Lanka și apoi în Asia de Sud-Est.
ceea ce o face să rămână încă o limbă canonică, o limbă liturgică pentru această tradiție. De unde știm lucrurile acestea? Deoarece împăratul Ashoka, care a unificat aproape întregul subcontinent european, a făcut, după unificarea țării, a făcut inscripții în piatră în toate părțile Imperiului. Se pare că această cucerire a fost extrem de brutală și Ashoka a avut o schimbare de inimă, ca să spun așa, și s-a schimbat și tradiția budistă spune că el de fapt s-a convertit la budism. Nu știm dacă... Unde este Ashoka? Secolul al III-lea înaintea erei noastre, pe la jumătate. Și el se convertește, zice-se, la budism. La budism. Nu știm precis, dar este extrem de favorabil în aceste edicte imperiale pe care le scrie. Este extrem de favorabil față de biserica budistă, de comunitatea budistă. Foarte repede, după presupusa existența lui Buddha. Cam 150 de ani după existența lui Buddha. Relativ repede. Deja budismul devenise o religie aproximativ pan-indiană. A scris aceste edicte imperiale, au fost scrise în limbile locale. Deci știind precis, deoarece sunt inscripții, sunt epigrafice, știm precis locul unde se află și știm precis că ele au fost scrise în limba din zona respectivă, deoarece erau menite de a anunța populația din această zonă despre, fie despre noi legi, fie despre îndemnuri la moralitate, multe dintre ele inspirate din budism. Iar edictele lui Ashoka din vestul Indiei sunt cele mai apropiate de limba Pali. Da, astea sunt prime, ca să înțeleg eu bine, deci primele documente scrise sunt aceste edicte din vremea lui Ashoka, adică din secolul III înainte de Hristos. Exact. Iar canonul budist apare mai târziu. E o situație foarte diferită de situația creștinismului în Europa, pentru că în Europa canonul creștin e din secolul, se stabilește mai târziu, dar textele sunt din primul secol, da? De la câteva zeci de ani după viața lui Iisus pe pământ. Iar în convertirea împăratului în Europa se întâmplă 300 de ani mai târziu, aproape 300 de ani mai târziu. În cazul Indiei, iată că împăratul, unificatorul, se convertește mult mai devreme și primele documente scrise, dacă înțeleg eu bine, sunt din vremea lui, în timp ce canonul budist se stabilește mult mai târziu și anume vreo 400 de ani, aproape 400 de ani, după presupusa viața lui Buddha. Aceasta este, încă o dată, părerea istoricilor. Deci istoricilor foarte extremi, ca să spun așa, deoarece tradiția budistă este foarte clară. Imediat după moartea lui Buddha, deci câteva dintre evenimente din viața lui Buddha, care sunt transmise de majoritatea relatărilor biografice, multe dintre ele legendare, sunt de obicei acceptate, și anume că a fost un prinț care la 29 de ani a devenit dezgustat de suferința, de zădărnicia lumii, a început să practice meditație și în 6 ani, există diferite variante, le simplific acum, după 6 ani a atins iluminarea și și-a continuat activitatea de predică până la 80 de ani, când a murit de moarte naturală. Deci, viața lui Buddha este mult mai puțin dramatică ca a lui Iisus Hristos. Este viața unui predicator, în esență, unui ascet, unui predicator.
Deci la moartea sa, urmașii săi spun că, se spune tradiția budistă, este că au recitat împreună totalitatea învățăturilor transmise de Buddha. A fost, așa, asta este numit așa numitul primul consiliu, primul sinod budist. Pe vremea lui Ashoka a fost al doilea sinod budist, unde de fapt comunitatea budistă se împarte în primele două, se desparte în primele două mișcări. O așa numită școală a Theravada se numește, școala celor în vârstă, școala celor superiori și școala marii comunități, Mahasanghika. Theravada este o școală mult mai ortodoxă, iar Mahasanghika a fost cel puțin în privința codului moral, codului monastic, a fost mai flexibilă. Aceasta a fost prima mare schismă. Adică, în ca să înțeleg eu bine, este un budism al elitelor și un budism popular sau cum? Theravada este pur și simplu în engleză, poate mă ajutați, este elder. Thera înseamnă elder. Cineva adică bătrânilor. Mai buni, mai... Bătrânilor, dar nu neapărat în sensul vârstei, ci în sensul că sunt superiori în poziția monastică. Așa cum în tradiția creștină avem presbiterii, care sunt bătrâni, dar e vorba și de ierarhie conceptuală, nu doar a bătrânilor. Iar cealaltă, așa numită Mahasanghika, marea majoritate, care s-a sculat din acest sinod și a plecat, deoarece n-au fost de acord cu anumite interpretări a codului monastic, reprezintă nu neapărat cei mai mulți la acea vreme în India, ci majoritatea din acest sinod, sinodul pe vremea lui Ashoka. Deci, într-un fel, deci în mod oral, canonul se stabilise, dar noi nu știm care este acest canon. Deci este un canon care transmis care nu este scris. Din punctul de vedere istoric, de fapt putem urmări, cred eu și mulți alți cercetători, se poate urmări o stratificare în așa numitul canon Pali. Pali a fost limba acestor Theravada, acestor superiori, să spunem, acestor prezbitani, care celor în vârstă, și datorită faptului că a supraviețuit în Sri Lanka și Asia de Sud-Est, ne-a ajuns canonul în întregime. Este, de fapt, singurul canon budist care s-a transmis în întregime într-o limbă indiană. Seamănă cu Noul Testament, adică cuprinde o parte narrativă, o parte sapiențială, cum e? Este o colecție de scriere extrem de variate și diferite tendințe. Evident, tradiționaliștii explică aceasta ca toate fiind venind de la Buddha. Pentru că unul dintre principiile lui Buddha a fost nu de a formula principii, ci de a discuta ad hominem, a discuta în funcție de capacitățile, de nevoile interlocutorului. Tradiționaliștii explică că această mare varietate vine de la faptul că Buddha a făcut în mod intenționat, a vorbit intenționat, a predicat doctrine diferite în funcție de cei ce ascultau. Istoricii care sunt mult mai încăpăținați zic nu. Aici trebuie să fie niște stratificări. Dacă vedem, mai ales în același text, și sunt texte în care sunt evidente contradicții, este foarte puțin probabil să fie scrise, să provină de la același autor. Deci, pentru istorici, numai foarte, foarte puține scrieri ar putea să origineze chiar de la Buddha. Mulți dintre istorici sunt de acord că cea mai veche
scriere care rămâne astăzi se numește Sutta Nipata, grupul de predici. Și asta face parte din canonul Pali. Canonul Pali, da. Au existat canoane probabil în toate limbile prakrite sau în marile majorii, mai ales în zonele în care comunitatea budistă a fost destul de, căci mai ales din timpul lui Ashoka, comunitatea budistă devine din ce în ce mai bine dotată material. Aceasta era obiceiul în India, că atunci când îți arăți o atitudine favorabilă față de o religie, s-o dotezi cu mult pământ. Și multe dintre aceste mănăstiri, de fapt, în India, devin extrem de bogate. Se spune chiar că începutul capitalismului în India vine de la mănăstirile budiste, deoarece dădeau bani cu camătă. Nu într-un mod, nu camătă exorbitantă, dar pentru a ajuta țăranii, având banii, dădeau acești bani și primeau un anumit procentaj. Ei erau, de fapt, multe dintre aceste mănăstiri erau, de fapt, într-un fel, la fel cum a fost și biserica creștină, probabil în toate țările. Au fost mari latifundiari, au fost această prosperitate a budismului, de fapt, este bazată pe o prosperitate materială. Și în aceste zone în care mănăstirile erau extrem de bogate, au putut să-și facă canoane în limbile proprii. Ceea ce înseamnă s-au pierdut, mare parte, au rămas numai câteva texte aici și acolo. Și de ce se cunoaște despre limba Gandharii? Deoarece fiind într-o zonă care este extrem de uscată, diferită de continentul indian, au rămas fragmente de texte sacre. De obicei, textele sacre s-au scris, se scriau pe frunze de palmier, prelucrate cu ulei, bine tăiate. Dacă vreți să vă uitați pe YouTube, vă uitați la Palm Leaf Manuscript. Încă în India se fac în acest fel, extrem de interesant. Dar aceste manuscrise pe frunze de palmier durează de obicei între 100-200 de ani. Dacă nu sunt menținute, trebuie să le ungi cu uleiuri sau cel mai bine este să le recopiezi. Dacă le lași necopiate, probabil după 100 de ani, cel mult 200 de ani, ele dispar. Dacă însă aceste manuscrise sunt îngropate în deșert, de fapt nu îngropate, ci sunt în ruine care sunt în deșert, ele se mențin pentru mii de ani, fiind extrem de uscat. Deși actul talibanului este extrem de regretabil, acela de a exploda marile statui de lui Buddha, de la Bamiyan, aceasta a dus de fapt la descoperirea a numeroase manuscrise în Gandhari. Deoarece odată cu căderea marilor statui de Buddha, a fost pe la jumătatea anilor 1990, s-a descoperit că în spatele acestor statui erau niște grote. Iar în aceste grote s-au descoperit texte clasice. Deoarece nu sunt palmieri, cel puțin nu sunt palmieri de ajuns la o latitudine așa de nordică, în zona din Gandhara, Kandahar, se scria pe foaie de fag. Și aceasta este perisabilă, dar dacă este ținută într-o zonă de deșert, poate să menține 200 de ani. Astfel, aceste regretabile acte barbarice, au dus însă la descoperirea celor mai vechi manuscrise indiene. Chiar manuscrise mai vechi decât tradiția Pali. Unele dintre ele s-ar putea să fie
75 înaintea erei noastre, sunt niște datări cu carbon radioactiv care arată chiar 150, aproximativ 200 de ani înaintea erei noastre. Deci deja înainte de tradiția Pali, tradiția Pali este, a fost întâi de centrul în vestul Indiei, iar apoi în sud. Această tradiție nordică a început să scrie textele clasice mult mai, mult mai repede. Și datorită acestui o serie de descoperiri, este o altă limbă indiană despre care știm mai bine de știm, o cunoaștem mai bine. Este încă o dată la fel cum ar fi, să spunem, de data aceasta Gandharie este cum ar fi siciliana față de latină. S-ar fi înțeles între ei, cineva vorbind în Pali, cineva vorbind în Gandhari, cineva vorbind un preot educat, ar fi putut să vorbească în sanscrită, s-ar fi înțeles cam între ei, dar foarte greu. Dar sunt toate limbi indiene. Da, după acea separare vremea lui Ashoka, da, între cei mai învățați, să zicem, da, și ceilalți, ce se întâmplă? Da? Continuă această continuă diviziuni în ambele tabere? Adică, nu știu. Da. Aș vrea mai întâi o întrebare dacă Ashoka, n-am înțeles foarte bine dacă Ashoka a favorizat o tabără sau pe cealaltă. Dacă a luat o poziție teologică. După câte știu eu, nu o poziție fermă teologică, dar ca orice împărat indian nu a luat o poziție de a se identifica într-un mod complet cu o anumită religie. Până în epoca premodernă, epoca premodernă din India, de obicei majoritatea conducătorilor indieni, indiferent de orientarea lor religioasă, știau dintr-un bun început că trebuie să domnească peste un imperiu multireligios. Dar văzând câteva dintre inscripțiile lui în care laudă foarte mult comunitatea budistă și spune că va renunța, își ia de fapt el angajamentul să renunțe la orice formă de violență, să devină non-violent. După ce a omorâse foarte mulți dușmani, dar la un moment dat a fost atât de dezgustat și e plauzibil, cred, încât își ia angajamentul și îl face în termeni budiști. De asemenea, interzic... o faimoasă anecdotă cu un principe din Renaștere care este întrebat pe patul de moarte de duhovnicul lui dacă și-a iertat dușmanii. Și el spune, da, eu n-am dușmani, i-am omorât pe toți. Da. Să luăm scurta pauză publicitară, încă câteva minute, și să reluăm după aceea, că tot așa ne-au venit amândurora și lui Răzvan și mie, cred că o serie de întrebări în minte și nu vrem să încheiem înainte de a primi răspunsul. Facem așadar o scurtă pauză publicitară. Sigur că da.
Am revenit în direct în emisiunea Metope împreună cu Florin Deleanu și Răzvan Ioan. Vorbeam despre separarea dintre două școli sau două tendințe budiste în vremea împăratului Ashoka, adică în secolul 3 înainte de Hristos, și ce se întâmplă după. După această primă separare, schismă, poate să-i spunem. Schismă, da. Deci, din fericire sau nefericire, biserica budistă, comunitatea budistă nu a fost niciodată unificată. Buddha nu a lăsat, de fapt, pe patul de moarte, nu se știe dacă este o tradiție autentică, cel puțin istoricii spun așa, dar pe patul de moarte a fost întrebat dacă vrea să lase un succesor. Și el a refuzat, spunând că învățătura mea este singura care va trebui să fie sursa voastră de sprijin. Deci el refuză să numească un succesor spiritual sau doctrinar, cineva care să fie de fapt responsabil pentru ortodoxie și în mod, din punct de vedere tehnic, budismul are un cod monastic foarte bine precizat. O parte a tradiției, de fapt, de regulamente vine din tradiția budistă a codurilor monastice. Poate nu imediat după Buddha, dar la câteva secole există extrem de precise detalii asupra felului cum trebuie să se ducă ședințele din temple. La fel ca pe Partidul Comunist Român, cu proces verbal, cu cine este, cine vorbește, care este ordinea, cine a luat cuvântul. Deci, din acest punct de vedere, lucrurile erau foarte bine regulate, dar centrul de autoritate este fiecare mănăstire. Fiecare mănăstire este responsabilă pentru felul în care își conduce afacerile, aceste treburile, fie legate de învățătură, fie legate de administrație, cele spirituale. Ceea ce a permis o foarte mare libertate. Spun din fericire, deoarece aceasta a deschis o extrem de mare creativitate și posibilitate a diferitelor orientări să se desprindă unele de alte. Din nefericire,
a dus la o varietate așa de mare încât cred că nu putem vorbi despre budism, ci budisme. Unele tendințe sunt așa de diferite că e foarte greu să te gândești că, că vin din aceeași tradiție. Cred că Toader știe mult mai bine, nu știu dacă se poate spune la fel despre creștinism. Creștinismul mi se pare mai unificat, deși este și el foarte divers. Adică chiar diviziunile, diferențele dintre, să zicem, ortodoxie și diferite teologii neoprotestante, ele totuși au un fond comun. Da? Câteva idei de bază, divinitatea lui Iisus, cele două naturi, da? Sunt câteva puncte comune. În plus, în fiecare biserică totuși există unitate, în biserica catolică cel mai mult, dar și în fiecare... Am o altă întrebare. Deci, după această primă mare schismă, școlile continuă să se diversifice, se despart. Vreau să întreb încă un lucru legat de asta. Se poate spune că în budism primează modelul monastic? Adică cum poți să fii budist și totodată tată de familie sau cum trăiești în lume fiind budist? Asta e o întrebare care îmi venea în minte. Poți să fii budist, adică majoritatea, de fapt, populației budiste din de-a lungul istoriei au fost laici, nu? Dar se face o deosebire, nu este acceptată de toți cercetătorii, dar se face o deosebire care o consider metodologic foarte utilă. Așa numitul este o deosebire pe care o fac cercetătorii moderni, deci nu se găsește ca atare în textele clasice. Se numește budismul nirvanic și budismul kamic. Nirvanic este de tip monastic, în care credinciosul, practicantul, are ca principal motivație și principal mod de viață cultivarea spirituală pentru a atinge nirvana, acea stare de pace transcendentală, extremă, de topire a tuturor dorințelor, o stare de iluminare. Este un proces, nu trebuie să-l accentuăm, este un proces extrem, extrem de greu, pe care nu poate fi atins de oricine și care implică o extrem de riguroasă disciplină monastică, în primul rând, deci o disciplină morală, etică, și după aceea meditație și iarăși meditație. Deci acesta este, acest budism nirvanic este în mare măsură monastic. Trebuie să devii un specialist. Dacă ești laic, fie că ești un meșteșugar, un țăran, rege sau orice, nu poți să-ți petreci tot timpul meditând. Sau, de exemplu, un lucru pe care templele budiste, călugării budiști în China nu muncesc. În India nu muncesc, de fapt nici în Tibet, deoarece munca manuală, mai ales de pe câmp, duce la violență. Nu poți să arezi fără să omori câteva insecte, mai ales în solul indian, într-o zonă tropicală. Deci, practica aceasta spirituală cere o specializare extrem de mare, care se poate face numai într-un cadru monastic. Voi reveni apoi ce înseamnă acest cadru monastic. Deci, acesta este budismul nirvanic. Budismul, așa numit kamic, vine de la kama, care înseamnă pasiune, o dorință. Se referă la budismul laic. Budismul laic care are dorințe și ca budist laic, principala ta dorință este să atingi o reîncarnare bună. Să trăiești fericit în viața asta
și să atingi o reîncarnare bună. Deci, practica este, este foarte, pentru un laic, este ușor de, e foarte ușor de spus. Sunt cele cinci precepte care sunt a nu ucide, a nu omorâ, și asta se referă evident nu numai la ființe umane, ci la orice ființă, a nu fura, deci abținerea de la furt, abținerea de la furt este de fapt exprimată a te abține de la de a lua ceea ce nu ție, ceea ce nu îți este dat. Dacă găsești să zicem 10.000 de euro pe stradă, nu trebuie să-ți iei. Dacă îi găsiți, puteți să-mi trimiteți mie, că eu iau, eu sunt budist păcătos. Dar în esență este nu numai de a fura, ci de a nu lua ceea ce nu ți aparține. A treia este un precept extrem de dificil de interpretat și a fost interpretat în mod diferit în diferite societăți, aceea de a nu avea comportamente sexuale greșite. Ceea ce înseamnă că de a nu cădea în păcatul plăcerilor nepotrivite, incorrecte. Ceea ce a fost în esență explicat, să nu ai relații cu o femeie care se află sub cele trei protecții în India indiană, a unui soț, a părinților sau a comunității budiste. Dar, în esență, India, fiind o țară poligamistă, mai ales pentru castele superioare, China la fel, Japonia la fel, n-au avut nicio problemă cu poligamia, deoarece ideea a fost că numai atunci când un bărbat își impune voința asupra unei femei, dacă în mod social o femeie vrea să vină să stea cu el, sigur, se poate să, poate să aibă câte soții, poate să aibă grijă de el. În esență nu se poate decât dacă ești foarte ocupat. Apropo, trebuie să vă spun că și reversul este valabil, căci o femeie poate să fie căsătorită cu mai mulți bărbați. Ceea ce se întâmplă de fapt în societatea, unele părți ale societății tibetane, unde o femeie este căsătorită, este încă o formă foarte interesantă de poliandrie, este căsătorită dacă bărbatul ei are frați, se căsătorește, toți devin soții ei. Și aceasta este foarte budist. Dacă societatea acceptă, poți să faci orice vrei. Așa că, deci asta este, deci a treilea precept, al patrulea este de a nu minți și al cincilea este de a nu bea. Acest precept este probabil cel mai, de a nu bea băuturi intoxicante și substanțe intoxicante. Indienii erau foarte bine la curent cu narcoticele, cu drogurile. Deci nu droguri și nu băuturi alcoolice. Însă, mai ales acest al cincilea precept, probabil n-a fost niciodată în mod temeinic practicat în societățile asiatice. Și Dalai Lama spune de fapt astăzi că budiștii au patru precepte jumate. Într-adevăr, zici să nu bei, dar ideea este că nu băutura în sine este rea, ci de a fi beat. Deoarece dacă ești în stare de ebrietate, duce să la încălcarea altor precepte care au consecințe mult mai grave. Deci dacă nu ești oricât, cu condiția să nu ne îmbătăm. Da. Deci este cel mai pragmatic. În pragmatic este 4,5 precepte. Și în afară de aceasta, pentru o altă datorie, de fapt, din punct de vedere practic, care a fost mult mai încurajată de comunitățile monastice, este de a da de pomană, de a da donații la biserică, să da de pomană.
care face chiar mai mult decât a aduce, a practica, de a respecta cele cinci precepte. Dacă duci o viață așa de virtuoasă, vei fi probabil fericit în lumea asta și în reîncarnarea viitoare vei atinge o reîncarnare bună. Care la rândul ei permite nirvana. Da, deci ideea este nu ca să îndepărteze persoana laică de nirvana, ci numai de a întârzia până când va ajunge la un asemenea, o stare spirituală sau o stare, dacă se va naște, de exemplu, într-o familie care îi va permite să se devină un monastic. Idealul a rămas tot timpul monastic. Monasticismul este centrul creativității. Cea mai bună reîncarnare nu este într-unul dintre paradisele budiste și sunt 31 de paradise, mai mult decât la creștini. Apropo, budiștii acceptă că orice altă religie se poate reîncarna în paradis. Dacă duci o viață morală, definită așa cum am spus, de cele cinci precepte, poți să te renaști într-un paradis. Problema pentru un monastic este că această renaștere nu va dura decât câteva zeci de milioane de ani sau bilioane. Dar vei reveni așa, din nou. Indienii au niște numere astronomice extraordinare. Nici nu le putem exprima. De exemplu, au cuvântul kalpa este 10 la puterea 59. Deci aveau cuvinte pentru toate numeralele, pentru aceste unități imense de timp. Deci timpul, această scară cosmică este surprinzător, este uriașă. Este ceva aproape de neimaginat, această scară care se gândesc, această scară cosmică. Deci aceasta este pentru laitate. Este budismul monastic. În principal aș zice că este monastic. Monasticismul însă se poate practica fie într-o mănăstire din așa numită, și aceasta este o deosebire pe care o vedem făcută chiar de scrierile clasice, fie de o mănăstire din sat, de fapt din sat sau oraș, deci o mănăstire care avea... care era orientată mai de fapt către a avea grijă de enoria și fiecarei comunități, de administrația acestei mănăstiri. Și aceste mănăstiri au fost mai ales centre pentru predicatori și călugări erudiți. Multe dintre doctrine, multe dintre filozofii s-au născut în aceste centre, așa numitele temple de sat. Există însă un alt grup care sunt și ei monastici, care sunt călugării din sălbăticiune. Aceștia practicau, erau în mod liber. Trebuiau să meargă de la o mănăstire la alta sau măcar de la un sat la altul, deoarece un călugăr budist nu poate să-și procure mâncare singur. Deci trebuie să trăiești de la pomenile enoriașilor, să trăiești din pomeni, dar care nu stăteau de obicei în aceste comunități, mari comunități monastice, ci căutau să stea în junglă, să stea în zone sălbatice. Și aceștia erau de fapt mai ales misticii, cei care se ocupau mai ales cu meditația. Așa cum avem și în monahismul creștin, diferența dintre cei care duc o viață de comunitate cenobitică și cei care duc o viață de anahoreți. Exact. Perfectă. Analogia este perfectă. Ceea ce s-a întâmplat este că acești călugări din care trăiau în junglă, călugări în sanscrită se numește Aranya, este un teren care este necivilizat,
care poate să fie savană, poate să fie junglă, au fost probabil inițiatorii unor mișcări foarte noi în budism. De exemplu, nu este o teorie acceptată de toți cărturarii, dar se pare că așa numitul mare vehicul, Mahayana, care este o schismă mult mai mare decât acele schisme de care am vorbit până acum, provine de la acești călugări anahoriți care trăiau în junglă. Când se produce această schismă? Se pare că în secolul I înaintea erei noastre. E foarte devreme. Se pare că în mod, nu măcar în mod parțial, mișcarea budismului tantric, a budismului din secolele al VI-lea, al VII-lea, este legată de asemenea de acești ascetici care erau independenți de mănăstiri, de marile mănăstiri. Ceea ce s-a întâmplat și se întâmplă acum și în Asia de Sud-Est este faptul că acești ascetici, călugări ascetici, de obicei încearcă să stea departe de oameni și să se ocupe numai de meditație. Însă din punctul de vedere a persoanei laice, dacă faci o donație, dacă dai ceva, decât să dai la călugării grași din sat, mai bine te duci să dai la călugării serioși care sunt sub un copac și care practică meditație în fiecare zi. Deci meritul, așa numitul merit karmic, pe care mai ales credincioșii laici încearcă să acumuleze cât mai mult, este mult mai mare dacă dai unei persoane cu o mare virtute. Deci ceea ce s-a întâmplat este că aceste grupuri care au fost întâi ascetice au devenit încet, încet bogate, din ce în ce mai bogate și cu mănăstiri din ce în ce mai mari. Da, asta s-a întâmplat și cu franciscanii în Europa, da? Care sunt ordinul dedicat sărăciei și devine cel mai bogat dintre ordinele călugărești din Occident. Istoria se repetă, deci e o paralelă foarte interesantă. Deci, într-adevăr, avem o mare rugăminte, și Răzvan, și eu, evident, ceilalți care lucrăm împreună la Casa Paleologului, sunt convins că și ascultătorii noștri sunt de acord. Te rugăm tare mult să ții și cursuri, pentru că emisiunea asta pentru mine a generat foarte multe întrebări. Sunt multe lucruri pe care aș vrea să le aprofundăm, să le putem vedea mai în profunzime și tot așa poate sub forma aceasta de întrebări, pentru că fiind vorba de un domeniu pe care nu-l știm, da? care e foarte îndepărtat, e nevoie de întrebări precise, cum a fost acum, da? Exact ce înseamnă cutare, ce înseamnă, sunt cuvinte pe care nici măcar nu știm să le citim, dar aminte să le și înțelegem. Da? Și nu vreau să încheiem această minunată emisiune în care am învățat enorm de mult înainte de a-ți smulge această promisiune. Vă mulțumesc mult, îmi faceți foarte mare onoare. Nu știu dacă sunt persoana cea mai potrivită să fac așa ceva, dar dacă... Ba da, categoric. Vocea poporului a zis că da. Mulțumesc foarte mult, atunci cu foarte mare plăcere. Trebuie să-i smulgem lui Florin promisiunea că va veni și la emisiune și vor fi și cursuri care să ne spună mult mai multe despre această cultură. Răzvan ține cursul despre marile religii. Acum, astăzi vei vorbi despre creștinism și peste 2 săptămâni sau 3 săptămâni vei vorbi despre budism. Da. Și evident că vom avea nevoie de corecturi după aia, da? Să fie reparate toate prostiile pe care le voi zice. Nu cred că va fi cazul, dar dacă e ceva care pot să contribui cât de puțin, sigur, cu mare plăcere. Onoarea este pentru mine, este o mare onoare, vă mulțumesc mult. Important să fie plăcerea.
Plăcerea e mai importantă decât onoarea și nici nu cred că e așa mare onoarea, dar plăcerea e importantă pentru că tot rostul cursurilor este să învățăm de plăcere, nu? Pentru cursanții noștri și de asemenea pentru lectorii casei. Florin, îți mulțumesc nespus pentru această minunată emisiune. E foarte interesant că am tot lungit-o și ne simțim cu toții cumva cu musca pe căciulă, așa că am smuls prea mult din timpul tău, dar s-a tot lungit emisiunea și tot mai aveam întrebări și mai erau lucruri de adăugat, de întrebat. Mulțumesc foarte, foarte mult. Eu vă mulțumesc, a fost o mare plăcere și onoare, dar mare plăcere să fiu cu voi doi și cu ascultători. Este o plăcere extrem de mare. Mulțumim încă o dată și ne vedem, ne auzim, ne vedem peste încă o săptămână. Suntem acum pe 17 noiembrie, deci ne vedem pe 24 noiembrie, tot așa, la ora 1, pentru emisiunea Metope.